foarte bine accident, un eveniment nedorit care s-a întâmplat la primăria din Turcia, care a dus la distrugerea apartamentului de cea parte de aceste municipalități. Și sigur că da, a venit, să spunem, în contextul necesității de a ne arăta solidaritatea față de alte unități administrative teritoriale, acolo de unde este. Că dacă nu ar fi fost, dacă nu reușeam să intrăm noi în parc, cu siguranță acest autobuz ar fi fost acum pe străzile fiești. Eu sper să le fie de folos în primul rând. Am discutat și cu domnul primar Hogea, desigur și cu domnul director comunal. Am reușit să găsim calea legală și prin sprijinul dumneavoastră și prin sprijinul Consiliului Cariaș. Și să dea Dumnezeu să nu se mai întâmple asemenea evenimente, iar atunci când se întâmplă, avem grijă unii de ceilalți.